Deși e tânăr, a fost de 7 ori campion național la box, lector universitar, șef de catedră, a scris cărți și monografii pentru care a primit mai multe premii. A fost deputat, ministru al tineretului și sportului, președinte de partid, a candidat la primărie capitale și chiar la funcția de președinte al țării. În ediția de astăzi vom încerca să aflăm mai multe despre Octavian Țicu. Domnul Țicu, bine v-am găsit și vă mulțumim. Bine ați venit în sala de box. Așa. Și chiar în ringul magic, unde se întâmplă cele mai deosebite momente ale boxerului. Câte interviuri ați mai dat pe ring, în afară de competiții? Eu cred că o singură dată sau de două ori, dar oricum în perioada post-competițională. În ring n-am avut ocazie să dau interviuri, în ringuri am boxat, asta e. Deci sperăm astăzi doar să răspundeți la întrebări, să nu ne batem. Fără meci asta. Da. Deci, domnul Țicu, ne-am propus ca în această ediție să aflăm lucruri mai puțin cunoscute despre dumneavoastră. Unii spun că sunteți o persoană mai intolerantă cu cei care gândesc diferit de dumneavoastră. Este acesta un truc politic sau asta e firea dumneavoastră adevărată? Nu, eu sunt intolerant față de prostii și față de atentate la moralitate sau la adevăr, așa cum le consider eu, pentru că am un format istoric și în mare parte reacțiile pe care le-am avut ca politician mai ales au fost legate de faptul că anumiți oameni au manipulat minciuna pentru a se impune în politica moldovenească și asta să înțelegeți că ne deturnează viitorul nostru, esența noastră, viitorul copiilor și a noastră a tuturor. Și evident, ca un om care vine din sport în care toate lucrurile sunt clare și un om care predă la catedra universitară și inoculează studenților și opinii publice niște norme morale și legate de integritate, de corectitudine, atunci când întâlnește nedreptatea, se manifestă așa cum o manifest și eu uneori. Se spune că sportul educă și șlefuiește caractere. Cât adevăr este aici? Nu doar caractere. În primul rând disciplină, în al doilea rând determinare, în al treilea rând viziune, iar caracterul, desigur, și curajul sunt parte integrante. Dar gândiți-vă și la faptul că ai nevoie de răbdare, de tenacitate. Sunt foarte multe calități care ți le dezvoltă sportul în general, dar box evident. Caracterul, fără caracter în box nu faci nimic. Chiar și curajul de a intra în ring. Eu întotdeauna zic că boxerul în care odată a urcat în ring, a trăit noaptea dinaintea meciului, ca să ai emoția faptului că o să iei pumn și poate te așteaptă și altceva decât doar să iei pumn, pentru că este un sport de dur, nu la îndemâna oricui. Cine a trecut prin box deja are o altă stare mentală, net superioară. Ca să știți că eu am făcut boxe întâi din dorința de a fi, așa să spunem, mai deosebit ca alți bărbați, dar pe urmă am înțeles că de fapt m-a ridicat la alt nivel, de era eram profesionist și toate gândurile și tot ceea ce m-a motivat să vin în sala de box au trecut cu totul în altă dimensiune. Domnule Țicu, cum se combină boxul cu politica? Foarte bine se combină. În box e ca și în politică, sau în politică e ca și în box. Odată ce ai intrat în ring, te aștepți că ai să fii lovit, ai să lovești. Sigur, aici sunt reguli mai clare, dar în comparație cu boxul, politica e floare la ureche. Adică nu aș dori ca multe dintre chestiunile care se întâmplă în politică să fie rezolvate în ringul de box. Eu cred că ar aduce mai multă claritate, mai ales în societatea noastră, unde sunt atâția oameni care cu mare plăcere i-aș fi chemat în ringul de box înainte de toate. Dar desigur că este aceeași luptă, încrâncenare, ești judecat de arbitri, câteodată ești furat, ești aclamat sau ești huiduit, adică sunt foarte multe asemănări care pe mine în politică mai mult boxul m-a ajutat decât istoria.
pe cine dintre politicienii noștri ai chemat la o rundă de box? Da, i-am chemat pe vreo câțiva, dar n-au venit. Și pe colegul meu de parlament atunci, Vasile Bolea, și pe Igor Dodon, pe toți cei care în anumite circunstanțe au crezut că parlamentul este un loc unde se poate da drumul la pumni și la palme. I-am liniștit pe mulți în parlament. Știau care vor fi consecințele. Mergeau câte doi la baie de și la viceu. Să n-aibă surprize. Și dacă vorbim de pumni și palme, în box e important puterea pumnului sau totuși e nevoie de putere minții? Mintea. Sunt categoric în toate domeniile de sport, pentru că sportivii au inteligență motrică. Asta este felul cum calitățile noastre fizice și dotările se pliază pe construcția mentală, așa, pe inteligență. Și evident că mari campioni au inteligență superioară și, desigur, nu trebuie să ne așteptăm că o să scrie opere literare și istorice, dar felul de a gândi lucrurile în profunzime, mai ales să înțelegeți sportivii care au performanță de durată, mari campioni, care vedem dubli, tripli campioni olimpici, mondiale, de 6-5 ori campioni, sau cei care îi vedem în fotbal cu performanță de durată, toți au un nivel de inteligență superior și, desigur, în box. În box eu m-am menținut tocmai datorită superiorității intelectuale care am avut-o. Cum își menține starea fizică, starea de sănătate și chiar starea de spirit un fost sportiv de performanță? Bine să știți că pentru orice sportiv care a făcut sport de performanță există două căi, așa aș spune. Fie din cauza supra-solicitării și supra-oboselii renunță definitiv, nici măcar nu vor să-și aducă aminte de sală. Și avem și noi dovezi de acel gen. Spre exemplu, Timofei Scriabin, care a făcut, cred eu, mai mult box decât a trăit în viața lui. Sau continuă să prietenească. Eu sunt prieten cu boxul și cu sportul în general, pentru că fac și alte sporturi. Eu joc și fotbal, și badminton, și basket, alerg permanent și mă mențin în formă. Chiar ponderal, așa aș spune, cu greutate. Am adăugat vreo 10 kg de când am încheiat competiția sportivă, dar și era nevoie, pentru că eram... Pentru categoria de mea de greutate eram foarte înalt și cu alunj, asta mi-a permis să fac box, dar nu poți trăiești cu greutatea asta. Am luat vreo 10 kg, dar mi-au prins bine, pentru că organismul după perioada de box avea nevoie de o armonie. A fost pus în condiții extreme, gândiți-vă că cel mai greu nu este meciul din ring, cel mai greu este procesul de antrenament. Ai 5-6 ore de antrenament pe zi. Și asta timp de o lună, și 3-4 luni, la Jocurile Olimpice, când ne-am pregătit, n-am mai văzut casa vreo 3 luni de zile. Aveți un regim alimentar anume sau puteți mânca orice și la orice oră? Bine, eu de obicei mănânc la ore fixe. Politica mi-a stricat foarte mult armonia asta dintre modul de viață, sport și lumea academică, ceea ce făceam eu. Pentru că am avut campanii electorale, în 2 ani de zile am avut 4 campanii electorale. Și asta e o schimbare de ritm, alimentare aiurea, dar în general, din punctul ăsta de vedere, am și o disciplină legată de alimentare și de băuturi și de alte lucruri. În general, nu beau băuturi alcoolice, cel puțin sunt perioade îndelungate în care nici măcar nu-l gust. Dar ca oricare om. Deja nu mai este rigoarea cea de altă dată. La ce nivel sunt susținuți sportivii de performanță din țara noastră? Pentru că vedem și în presă și în alte surse că de multe ori sunt nemulțumiți. Și aici primul nume care îmi vine în minte este Tudor Casapu, de exemplu, cazuri din astea. Bine, asta e o problemă cronică. În Moldova ori faci performanță pentru sine și pentru propriul tău, pentru plăcere și pentru o anumită poziție, așa să spunem, pentru că doar dorința și marea dragoste pentru sport, în primul rând, te motivează să faci performanță.
Dar noi avem mai multe probleme legate de sport. Prima e că toți acești ani de performanță nu sunt încadrați în stagiul de muncă. La sfârșitul carierei sportive tu ieși fără ani de muncă. La pensionare, deci eu când am intrat în Parlament, mă întrebau, domnule, dar ce ai făcut până la 30 de ani când nu ești nicăieri în cartea de muncă? Până la 30 de ani am fost în lot olimpic. Și asta nu se reflectă. Al doilea, că nu ai un venit stabil. Salvarea, desigur, sunt bursele olimpice, solidaritatea. Și într-un timp se dădeau bursele de stat. Acum nu mai știu cum funcționează asta, dar este anormal. Eu cred că este anormal într-un stat ca un boxer, la sfârșitul carierei sau un oricare sportiv, la sfârșitul carierei sportive, să nu aibă o anumită stare materială care să-i permită să trăiască mai departe. Sportul este o reflecție și a situației deplorabile în care se află societatea, sărăcia, lipsa dezvoltării, în general viitorul și tot așa mai departe. De asta probabil și mulți sportivi de-ai noștri caută alternative în alte state, în alte țări, se regăsesc în alte domenii. Care este vârsta limită pentru a face box sau după ce indici se termină activitatea? Boxul trebuie să-l termine atunci când simți. Boxul nu e ca fotbalul, nici ca badmintonul sau tenisul în care poți să mai faci. În box, dacă nu știi să te retragi la timp, consecințele sunt dramatice. Și Muhammad Ali ne-a arătat și mulți alți boxeri care n-au știut să oprească la timp și care au suferit pierderi dramatice. De exemplu, Roy Jones, care era o super star al boxului mondial și care n-a știut să oprească. Și knockout-urile pentru un boxer sunt mai mult decât un pumn primit care te deconectează. Knockout-urile sunt o tragedie. Odată cu knockout-ul se prăbușește toată piramida care ai construit-o ca boxer. Și de aici pornesc critici și alte lucruri. Greu de recuperat, unii revin, alții nu. De aceea, boxul îl simți când trebuie să-l lași, la fel ca și îl faci dacă simți că trebuie să-l faci. În orice domeniu, ca să ai performanțe, ca să ai succes, este nevoie și de sprijinul familiei și a celor apropiați. Am văzut de pe rețelele de socializare că mergeți foarte des la un game la părinți. Da. Ce ați învățat de la ei? Am învățat să nu-i ascult atunci când ne cred în ceva. Dacă ascultam părinții, nu trebuia să fac box. Erau contra, da? Erau contra, pentru că noi am avut în familie boxer. Primul meu antrenor a fost chiar fratele mamei. Și ei știau ce-i boxul, că îl vedeau cu ochii vine, cu nasul spart. Tata era medic și mi-mi plea capul în fiecare zi cu explicații cât de dăunător este boxul. Dar l-am făcut la facultate și deja când am ajuns la performanță, nimeni n-a mai spus nimic. Dar atunci când a venit performanța, m-au susținut plenar. Tatăl meu a fost la toate campionatele care eu le-am câștigat. În schimb, mama a văzut un singur meci în viață, cel de la Jocurile Olimpice de la Atlanta, unde i-am pierdut lui Tonciu Tonciu. Și de atunci n-am mai văzut niciun meci. Acum o înțeleg, spre exemplu, nu știu cum m-aș uita la copilul meu când ia pumnul în cap. Hai să vorbim despre fiul dumneavoastră. Face și el box sau ce planuri are de viitor? El a făcut toate sporturile ca și mine, a făcut și gimnastică de mic, și fotbal, și not. Performanța a făcut la badminton pentru că a fost campion național de juniori și la dublu și la single și cu participări la turnee internaționale. În pandemie a lăsat totul pentru că nu se mai făcea badminton și a început să facă box. Într-un an de zile de box a luat bronz la campionatul Republicii Moldova de juniori. În acest an are bacalaureatul și s-a gândit să facă box doar pentru el, fără performanță. Mă bucur că e sportiv, asta contează cel mai mult. Mai facem câte un meci din când în când și antrenamente comune. În general suntem foarte legați de sport ambii. Practicam și badminton împreună, am participat și la cupele familiei.
împreună și box împreună. Eu am fost care l-am urcat în primul ring, primului meci, i-am pus garda, l-am antrenat. Așa că o să-i fie un prieten pe restul vieții și asta el știe foarte bine. Să vorbim un pic și despre femei, domnul Țucu. Cât de complicat este să înțelegi femeile în zilele astea? Nu știu, depinde la ce vârstă. Femeile sunt diferite, percepția noastră sunt diferite față de femei. Una când ești căsătorit, alta e când ești bărbat liber și poți face orice. General însă, lumea femeilor este foarte complexă, începând cu mamele și terminând cu soțiile. Și dacă vorbim de toată activitatea în box, politică, ați vrea să schimbați ceva dacă ar fi posibil? În box, da. În politică nu mai pot schimba nimic, pentru că am înțeles că realitatea asta politică nu depinde doar de noi și nu depinde doar de mine. Eu sunt unionist și cred sincer, și asta o știu toți, că doar reunirea cu România ne poate salva viitorul nostru, mai ales în condițiile actuale în care suntem. Ca boxer eu aș schimba două meciuri în viața mea. Care? Aș schimba meciul de la Europene în 96, când m-am calificat la Olimpiadă, eu aș fi putut câștiga și medalia de bronz. Dar ce v-a împiedicat? Am împiedicat că n-am avut motivația suficientă, eram atât de bucuros că m-am calificat la Jocurile Olimpice, încât meciul cu italianul l-am tratat superficial. Și a doilea meci l-aș întoarce împotriva lui Maleten. Am avut un singur meci până la Jocurile Olimpice de la Sydney. I-am bătut pe toți până atunci, pe toți trei. Am bătut iugoslavul, l-am bătut pe polonez, l-am bătut pe danez. Și am avut un singur meci cu Maleten, campion mondial, care credeam că este imbatabil. Dar s-a dovedit, puteam să-l bat, dar am înțeles asta prea târziu. Domnule Țucu, în continuare vă invit să vorbim despre istorie, dar cred că cel mai potrivit loc este Academia de Științe, care ar trebui să ne reprezinte cu adevărat. Sigur, cel mai bun boxer între istorici și cel mai bun istoric între boxeri. Deci să mergem încolo. Domnule Țucu, nu în zadar am ales acest loc, suntem în fața Academiei de Științe, acea instituție care ar trebui să fie un punct de reper. Dar totuși vedem în fața unei instituții a statului un monument sovietic. Când și în ce context vom scăpa de aceste monumente, însemne, simboluri sovietice? Etapa însă demontării, eu cred că noi am depășit-o. Societatea noastră cumva a asimilat aceste monumente ca o parte integrantă a arhitecturii orașului și a designului orașului. Prin urmare, cred eu că ele ar trebui să fie explicate adecvat, iar oamenii cu timpul să înțeleagă că ele reprezintă niște construcții ale mitologiei sovietice, ale perioadei sovietice, care cu timpul eu cred că unele din ele chiar ar merita să fie scoase și amplasate în alte părți, cum au făcut Baltici, spre exemplu, au încropit un parc al monumentelor sovietice, la care dacă cetățeanul vrea și este dornic, poate să le ducă să le viziteze. Mulți spun că pentru asta este nevoie de voință politică, dar nu este nevoie ca să-și schimbe mentalitatea unii cetățeni care au rămas homo sovieticus? Bine, politicile statului întotdeauna au contat, pentru că statul în cele de urmă este cel care formează instituțiile care reprezintă, pun în aplicare istoria reală, așa spunem, și din punctul meu de vedere contează foarte mult acest lucru, dar evident societatea noastră am așteptat în 30 de ani să evolueze, însă cu regret noi nu vedem această evoluare. Dacă în continuare avem atașament față de simbolurile gloriei militare sovietice și mai recent față de simbolurile militarismului rus, atunci ne dăm seama că societatea noastră rămâne în continuare profund divizată și la moment nu există soluție pentru a remedia această dependență. Cu atât mai mult că partidele politice care sunt în Republica Moldova, mai ales cele de sorginte proruse și euroasiatice,
Își extrag seva politică, aș spune așa, din atașamentul față de această memorie colectivă sovietică. Și prezența lor în politica moldovenească este un argument important a faptului că această rivalitate va persista încă în societatea noastră până la un moment în care cetățenii Republicii Moldova, probabil fie reuniți cu România, fie integrați în Uniunea Europeană, vor avea o altă viziune asupra istoriei și asupra locului pe care astfel de monumente și aspecte ale istoriei noastre vor fi reevaluate. Domnule Țicu, pe lângă cariera sportivă, dumneavoastră aveți și o carieră științifică. Vă rog să ne explicați ca istoric ce semnifică de fapt 1 mai. 1 mai este o sărbătoare globală, aș spune așa, pentru că este o sărbătoare a oamenilor muncii, care vine dintr-o perioadă în care comunismul era departe de a fi, hai să spunem așa, instaurat undeva în lume. Mai curând a fost un succes al mișcării muncitorești și a clasei muncitoare, care a dorit, prin consemnarea acestei zile, un moment important de punerea în scenă, așa să spunem, în scena politică, a drepturilor pe care muncitorii trebuiau să le aibă în întreaga lume. Și aceste drepturi au fost câștigate într-o luptă cu o societate capitalistă care la atunci, la acel moment, nu avea încă aceste principii pe care este construită lumea capitalistă la ora actuală. În epoca sovietică acestei date i s-a conferit o importanță sacră, am putea spune, pentru că data de 1 mai face parte din panteonul acelor sărbători sovietice, la fel cum ar fi niște sărbători în tradiția creștină, așa să spunem, religioasă. Pentru că ele erau însoțite de ritual, drapele, marșuri. 1 și 2 mai erau zile în care cetățenii erau acasă și care, de fapt, au înrădăcinat în tradiția sovietică acest atașament față de ziua de 1 mai ca zi internațională a muncii și a muncitorilor, mai ales dacă ne gândim și la faptul că Uniunea Sovietică era un stat al proletarilor, în care proletariatul și clasa muncitoare jucau rolul principal și care, din punct de vedere a mitologiei sovietice, avea un atașament, cum spuneam, aproape de sacru, așa, din punctul ăsta de vedere. Din obișnuință, la fel ca și în cazul datei de 9 mai, data de 1 mai a rămas o zi importantă în istoria noastră, în obișnuințele cetățenilor Republicii Moldova, chiar dacă nu mai are, hai să spunem, același atașament de masă, același caracter și inclusiv politic. Nu putem să nu vorbim și despre 9 mai. Unii sărbătoresc, alții comemorează. Deja cunoaștem cu toții că societatea noastră este divizată. Dar ce facem cu acea panglică? Ce reprezintă ea? Sunt două aspecte aici care trebuie înțelese în societatea noastră. Primul aspect este că 9 mai este o derivată dintr-o tradiție sovietică care nu corespunde realității. Adică 8 mai este sfârșitul războiului în Europa și nu în lume și această dată este cea care urmează a fi consemnată ca o zi a sfârșitului războiului în Europa. Al doilea aspect este tradiția înrădăcinată, care a format în Republica Moldova anumit atașament față de comemorarea acestei date și față chiar de sărbătorirea acestei date a victoriei în marele război pentru apărarea patriei, așa cum a fost timp de 50 de ani în Uniunea Sovietică. Și avem al treilea aspect, aspectul instrumentalizării politice și mai curând geopolitice acestei date, pe care o face Rusia prin intermediul noii mitologii legate de panglica Sfântul Gheorghe și de partidele care în general reprezintă interesele Moscovei în Republica Moldova,
pentru că ele nu sunt partide care reprezintă interesele Republicii Moldova. Astea sunt partide aflate în slujba Federației Rusiei și a intereselor lor în această regiune. Domnule Țâcu, trecutul cunoaștem, s-o sperăm noi că mulți îl cunosc. Prezentul vedem că este incert. Așa. Dar cum credeți, ce va urma în următorii 10 ani în țara noastră? Unde va merge Republica Moldova? Vedeți că situația la est de Nistru este mai mult sau mai puțin clară din punctul meu de vedere. Rusia a ocupat porțiuni mari din Ucraina și probabil le va întări teritorial sub diferite forme și asta creează o incertitudine în privința Ucrainei și a spațiului în care noi trăim, pentru că atât Republica Moldova cât și Ucraina vor avea pe teritoriul lor armate ale Federației Ruse care în orice moment pot destabiliza această regiune și crea premizele pentru ca ele să nu poată accede în instituțiile europene, în Uniunea Europeană și în NATO cu atât mai mult. Deci această incertitudine va plana atâta timp cât cetățenii Republicii Moldova nu vor înțelege chestiunea fundamentală pe care o au un avantaj enorm pe care l-au în comparație cu Ucraina. Asta este reunirea cu România, care ar soluționa imediat toate problemele pe care Republica Moldova le are la ora actuală. De securitate, de bunăstare, de prosperitate și de viitor, pentru că aici locuiesc 1 milion de cetățeni români, 1 milion de cetățeni români care deja sunt integrați în Europeană și au toate drepturile cetățeanului european. Aici a urmat sau urmează să facem o reîntregire politică care a rezolva problemele fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova. Domnule Țâcu, un politician pe care Republica Moldova l-a avut, un politician cu verticalitate în acești 30 de ani, cine este? Sau poate mai mulți avem? Bine, greu să... Au fost oameni politici la început care merită un respect aparte. Mă refer la acei intelectuali, în primul rând, care și-au asumat rolul de lider național. Și Ion Ungureanu, și Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Alexandru Moșanu, oameni care au avut anvergura omului de stat capabil să aducă o schimbare. Soarta lor însă este tristă din considerentul faptului că Frontul Popular ulterior a fost deturnat, dar după această pleiadă de lideri ai Mișcării de Renaștere Națională, Republica Moldova pur și simplu a nimerit în labele unei nomenclaturiști comuniste și acești nomenclaturiști la rândul lor au generat o tradiție așa de politicieni care au fost exact ca ei. Și este greu la ora actuală să identifici oameni cu verticalitate. Politica nu mai este atractivă. Lideri politici autentici nu mai există. Și noi pierdem tot mai mulți cetățeni care pleacă în alte părți pentru că nu văd aici un viitor. Planificați să reveniți în politică? Eu am spus că revenirea în politică va fi decisă de cetățenii Republicii Moldova. Sunt în contact permanent cu oamenii, duc caravana cărții peste tot, am fost în 313 localități, chiar în campaniile electorale care le-am susținut am fost în peste 500 de localități. Eu nu știu câți politicieni în Republica Moldova au fost într-atâtea localități într-o perioadă, în general, nu doar într-o perioadă atât de scurtă. Și dacă voi simți necesitatea unei reveniri, voi fi pregătit și oamenii pe care i-am adus în politica moldovenească în campania electorală din 2021 sunt pregătiți și urmărim cu atenție lucrurile care se întâmplă. Sunt în spațiu public, mă expun și în continuare voi avea acest ochi asupra politicii moldovenești, dar la moment eu sunt la catedră, sunt la universități și în România și în Republica Moldova și în Bordeaux, în Franța. Scriu cărți, fac analize, am revenit la o viață consacrată și
mă bucur că am putut să iau această pauză pentru că era nevoie de o liniște, era nevoie de o detașare de contextul în care am fost. Extrem de complicat. Am înțeles foarte multe din politica moldovenească și din politica la nivel global, astfel încât cu o nouă experiență sunt oricând gata să revin. Domnule Țicu, în activitatea noastră politică, în sport, în istorie, ați cunoscut foarte mulți oameni. Cum ați caracteriza omul secolului 21? Omul secolului 21 este diferit în Republica Moldova de restul spațiului așa euroatlantic, aș spune. Mă uit chiar la România, diferența între studenți este foarte mare. Diferența între societățile noastre este inadmisibil ca la o distanță de câțiva kilometri să avem atât de mare decalaje între societăți, între bunăstare, pensii, salarii, pentru că asta în cele din urmă se reflectă și asupra bunăstării și asupra viitorului fiecăruia din noi. Moldovenii sunt în continuare săraci, sunt disperați. La sate vedem o situație extrem de complicată. Este un amalgam, dacă vreți, între globalizare, regionalizare și provincialism. Oamenii noștri, chiar cu accesul larg pe care l-au la mass media și la lumea virtuală, rămân în continuare manipulați. Și trăim într-un secol în care lucrurile s-au deplasat de la comunicarea firească pe care o am avut-o întotdeauna spre lumea virtuală. Spre oportunități, spectrul profesiilor s-a schimbat, chiar judic prin prisma propriei experiențe în care poți fi profesor la Târgoviști sau la București stând la Chișinău. Și mobilitatea care a schimbat profund imaginea secolului nostru, imaginea mileniului în care trăim, pentru că moldovenii noștri sunt peste tot, fac performanțe în lumea civilizată, se realizează, dau dovadă de faptul că suntem un popor talentat și cu capacități, doar că avem meteahna faptului că aici, în interiorul acestei entități, acestei republici, nu există șanse de viitor. Deci, domnule Țicu, în concluzie, care este mesajul care ar trebui să ajungă la cetățeni în aceste vremuri tulbure și incerte? Trebuie să înțelegem că trăim în moment în care facem istoria. Nu se întâmplă deseori în istorie momente în care noi să trăim atât de dramatic istoria. De fiecare de noi depinde de angajamentul fiecare dintre noi, depinde viitorul nostru și unde se vor afla copiii noștri, avem nevoie de curaj, de determinare, de solidaritate. Și un mesaj pe care l-aș avea pentru toți cetățenii Republicii Moldova, critica față de actuala guvernare și față de perspectiva noastră pro-europeană trebuie într același timp echilibrată cu solidaritate și cu lucrare. Dacă nu vor exista aceste lucruri, noi pur și simplu vom dispărea și vom fi într-o perioadă scurtă ocupați de armatele ruse. Domnule Țicu, noi vă mulțumim și vă urăm succes în toate activitățile pe care le aveți. Și eu vă mulțumesc, sărbători fericite și ne revedem și cu alte ocazii. Obligatoriu. Până la urmă, nu contează vârsta, poate nici experiența, dar mai mult determinarea pentru a schimba lucrurile în bine, chiar și într-o țară ca a noastră, cu o democrație șubredă. Sunt Viorel Furculiță și ne vedem curând cu alți oameni și istorii de viață.